Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru biblic despre Marea Luptă și astăzi să ajungem la ultima prezentare acestui ciclu care are titlul Triumful Iubirii Lui Dumnezeu. Ne aducem aminte că acest conflict l-a început Îngerul cu poziția cea mai înaltă numit Luceafărul. El a început un conflict cu Dumnezeu, a devenit adversarul Lui Dumnezeu cum a devenit el adversar lui Dumnezeu. Aici, în Isaia 14, 12 la 14, ne s-a spus, cum ai căzut din cer, Lucea strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miează noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. În aceste texte se vede că procesul acesta a avut loc în interiorul, în inima lui Lucifer. El începe o confruntare cu Dumnezeu doar împotriva unui singur punct și anume a legii. Legea separă fără doar și poate cauza și efectul. Legiuitorul nu poate să fie legea, pentru că legea este un efect. Un efect Legea nu poate să fie legiuitorul. Însă Lucifer a avut această propunere, a avut acest singur focus, a îndepărta bariera care nu se poate niciodată îndepărta. Ea se poate îndepărta doar în mintea unui om, adică în fantazia lui. El a vrut să devine Dumnezeu, deși n-are cum să devine Dumnezeu. A început acest proces în interiorul lui, nu știm cum. Aceasta a fost un proces. Și Dumnezeu nu l-a putut opri pentru că nu există forță la Dumnezeu spre bine. Dumnezeu a intervenit și când Lucifer a văzut că este greșit, atunci, văzând în față eroarea lui cu adevărul, că el atunci a ales minciuna, rămâne un mister. Dar a fost o alegere definitivă. Pentru că a văzut că e greșit. A văzut că ceea ce el vrea nu se poate. Și totuși a continuat. Și așa el a ajuns complet în întuneric. Astfel el a ajuns dușmanul lui Dumnezeu. Pentru că nu poate să existe doi Dumnezei. Și atunci cine este Dumnezeu? Și acum Lucifer a crezut că el este Dumnezeu. Și a început o luptă. Adică să zică că ceea ce el vrea, e mai bine decât ceea ce vrea Dumnezeu. Din motivația iubirii pe care a avut-o, fiind în adevăr, care este altruismul, acum fiind în minciună, a rezultat egoismul, egocentrismul. Și acum sunt acești, așa zis, doi Dumnezei, care nu au cum să nu lupte. De fapt, Dumnezeu nu luptă, dar Dumnezeu ăsta mai mic, care se crede Dumnezeu, trebuie să lupte și de aceea a început rebeliunea a început acel conflict în ceruri. Apoi, când Dumnezeu a creat omul, el a s-a alăturat în această situație pentru că s-a înșelat și el. Și acum trebuie să înțelegem că nu a fost o alegere înșelarea, pentru că o înșelare nu poate să fie o alegere. Că din ea vin alegeri greșite, e clar, dar înșelarea este un proces mental în care nu vezi că ești greșit. Pentru că dacă ai vedea că ești greșit, nu ai continua. Deci când Dumnezeu l-a creat pe spirit, l-a creat cu nevoia de dreptate și de adevăr. Și astea sunt informații care trebuie să le preia spiritul în exterior. El trăiește din informația lui Dumnezeu, care Dumnezeu a pus-o în cuvintele sale. I-a dat sarcina omului și omul a început să împlinească sarcina. Nu i-a spus cum să împlinească sarcina, dar i-a spus sarcina. Și omul, printr-un acces printr-o asimilare activă, pentru că spiritul poate să fie doar activ, preia aceasta și o pune în aplicare. Cum preia? Preia printr-un proces de verificare. Adică, odată știe legea și măsura care este și ajută drept orientare, reper, referință, care te leagă dacă te încrezi în acel lucru de Dumnezeu pentru că îți explică cuvântul lui. Și atunci când înțeleg cuvântul lui pe baza măsurii pe care am folosit-o pentru a-l înțelege, eu îl iau prin credință, astfel cuvântul devine putere în Spiritul meu ca eu să pot să fac lucrarea la care am primit-o să o fac de la Dumnezeu. Acum trebuie să înțelegem că acest proces, proces de încredere și credință, care este la intrarea în Spirit, Dumnezeu nu putea să-l facă să fie la alegerea Spiritului. Pentru că n-ai cum să prelucrezi o informație înainte ca să o iei, ca să-ți dea putere. Nu putea să ne facă să nu respirăm din primul moment. Nu respirăm că am vrut să respirăm. Așa alăși lucru se întâmplă și cu, cu Spiritul. El în momentul când a fost creat s-a încrezut în Dumnezeu și i-a crezut cuvântul. Adam n-a avut nicio îndoială în ceea ce a spus Dumnezeu și nici în legea lui care Dumnezeu i-a explicat. Pentru că era în adevăr, el folosea acest automatism pe care Dumnezeu l-a pus acolo în mod perfect și luând prin încredere și credință cuvântul, el putea să facă liber tot ce vrea și Dumnezeu nu i-a dat nicio îngrădire acolo la fapte, ci toată Dependența este doar la intrare. Și pentru că acest mecanism este automat făcut, omul îl face, dar nu este la alegere. Copilul se leagă de mama sa, nu că vrea, ci n-are încotro. Este un automatism. Și când înșelarea de sine a apărut, acest automatism nu se poate schimba. El funcționează la fel. Numai acum direcția lui nu mai este spre lege, spre o măsură clară, pentru că acum eu sunt legea. Nu mai am nevoie de Dumnezeu, pentru că acum sunt concurența lui Dumnezeu. Nu mai avem nevoie nici de Cuvântul lui Dumnezeu. Am fost într-o prezentare unde am ținut, era și o fetiță stătea acolo în față, în primul rând, și a, am întrebat-o, zic, de unde vine iubirea? Și fata răspunde la vârsta de șase-șapte ani, din inimă. Au wow, ce răspuns fenomenal. Fata spune ceea ce ea este în inima ei, și anume, ea crede că dragostea vine din inima ei. Nu mai are nevoie de Dumnezeu. Copiii noștri nu știu că au nevoie de Dumnezeu. Ei sunt învățați la biserică de anumite, cum să zic, învățători povestioare din Biblie și așa mai departe, dar nevoia lor de Dumnezeu nu există. Ei doar au nevoie de Dumnezeu, ajută-mă la examene, ajută-mă aici, fă-mă aia, dar, dar nu să vadă că ei sunt într-o dependență absolută de Dumnezeu, că iubirea nu vine din ei, ci doar prin inimă. Nu din inimă. Dar în eroare, nu mai vedem, suntem convinși, Că iubirea vine de la noi. Când, de fapt, nu poate să vină de la noi. Noi o luăm din oameni și de animale. Noi ne încredem în poruncile umane și ne încredem în cuvintele oamenilor. De aceea, informația oamenilor ne determină, ne, ne distruge viața. O informație uh, despre un iubit al nostru, despre o, o, o ființă iubită uh, care este negativă, ne distruge. De ce? Pentru că trăim din oamenii aceia. Și nici măcar nu ne dăm seama. De aceea Dumnezeu trebuie să ne reveleze că în inima noastră ceva este stricat. De ce este identitatea elementul decesiv pentru oameni? Pentru că el te leagă de o sursă sau de cealaltă. Minciuna te leagă de Dumnezeu și adevărul că ești copilul de Dumnezeu te leagă de Dumnezeu. Ea este legătura cu sursa iubirii care se află în afară. Aici este încredere și credință, ori în unul, ori în altul. Dar este un automatism. Nimeni nu-l poate schimba, nimeni nu-l poate opri. Biblia este foarte clară. Iisus care a creat inima, la sfârșitul descrierii inimii în Matei, cu cap capitolul 6, la versetul 24, spune foarte frumos: Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul, sau va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lumea Mona. Este clar. Omul trebuie să slujească cuiva. El trebuie să fie de cineva dependent, că independența nu există. Și dacă independența ar exista și ar fi voluntară, pe păi cine s-ar lega de alt oameni? Rațiunea noastră ne -ar, nu ne-ar permite acest lucru. Dar noi ne supărăm, ne, ne uh, batem, ne, ne certăm pentru că. Suntem legați de ceilalți în mod inconștient și involuntar. În mod inconștient și involuntar. Suntem sclavi și nici măcar nu ne dăm seama. Acesta este un proces subconștient. Vine din inimă. Însă de cine se leagă? Este exterior. Și se va vedea pe fapte unde este. Adam ne-a moștenit această Eroare. Și o moștenim de la ambii părinți. De aceea nu ne putem lega de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a trebuit să facă o legătură nouă pentru noi oamenii, ca să ne putem lega din nou de Dumnezeu. Pentru că problema omului nu este una care ai pățit-o când ai fost copil. Nu este o traumă din copilărie. Nu suferim din cauza părinților noștri. Noi suferim datorită eredității noastre. Adică noi, prin zămislire, primim o înșelare de sine, care este doar provocată prin lucrurile care le întâmpinăm în copilărie și mai târziu în viață. Ia, ia lucrurile negative care le trăiește și le folosește împotriva ei. De aceea noi ne autodistrugem dar nu pe baza abuzului, nu pe baza traumei, nu pe baza părinților sau a soților și soților noastre, ci pe baza propriei noastre judecăți greșite. Pentru că ne înșelăm în inima noastră. Este ereditarea, este din naștere ce este greșit. De aceea, numai prin zămislire, Dumnezeu putea să rezolve problema. Noi avem o problemă ereditară. De aceea Dumnezeu folosește legea eredității, să intre în viața lui Adam, zămislindu-și propriul fiu în această viață, în Maria. Și zămislindu-l îi dă o ereditate, prin care el în momentul concepției se leagă de tatăl său, prin acest mecanism inconștient și involuntar pe care Dumnezeu l-a pus în spiritul omului. Aceasta este Cablul decisiv care guvernează acel, uh, acel mecanism și, evident, și restul. Dar unde e începutul, acolo este problema. Deci, prin ceea ce tatăl i-a dat fiului său ca ereditare, el în momentul concepției a fost legat de tatăl său, prin încredere și credință. Și el a trebuit în viața sa pe pământ să dovedească că niciodată nu pune ereditația lui de la tatăl sub semnul întrebării. Pentru că putea doar el să se deconecteze de tată, crezând că e Dumnezeu, crezând că știe mai bine ca tată. Ridicându-se ca Lucifer sau ca Adam și să zică, a, păi dacă tata mi-a făcut una ca asta, numai mai înseamnă că îmi în vrea rău. Dar Iisus Hristos a rămas în adevăr și a distrus minciuna pe care a moștenit-o pe cruce și când a strigat s-a isprăvit, în, din el s-a dus minciuna el a omorât întregul om, că el era condamnat la moarte, carne și sânge nu poate să vadă viața veșnică și prin înviere a creat un om nou, a fost fiul întâi născut al lui Dumnezeu, o creață a lui Dumnezeu, al doilea Adam, o viață veșnică. Și aceasta ne-o dă ca moștenire. Dar nu este o moștenire prin lege, ci doar prin har. De aceea nu există o lege care să ne forțeze să dăm drumul la eroarea din noi și să luăm în locul ei viața nouă. Este doar o a lui Dumnezeu prin Hristos, în care a creat această legătură nouă, pe care numai prin credință. Dar asta nu este credința aceea din, din subconștient automatismul, ci aceasta este o credință care trebuie să o exercităm în conștient. Eu în conștient trebuie să cred că sunt copilul lui Dumnezeu. Și dacă cred că sunt copilul Lui Dumnezeu, sunt una cu tata, pentru că nu pot să separ copilul de tatăl său. Ei sunt una. Așa cum Hristos a fost una cu tatăl său, sunt și eu, prin credință, una cu tatăl meu. Voia lui devine voia mea. Și astfel eu trăiesc într-o uh, într echipă cu el. Da, mai avem un pic de lucru să scoatem din noi ultima picătură de miciună care ne leagă de oameni și de satană. Dar acum, ca o echipă, așa cum Isus a fost în echipă cu Tatăl Său, tot timpul legat de El, tot timpul l-avea pe El ca, ca, orientare, cuvântul Tatălui l-a condus. De ce a zis, eu nu trăiesc cu pâine, doar a, am ca om nevoie și de chimie, însă viața mea este în cuvântul Tatălui meu. Isus nu mânca pe tata, Iisus mânca cuvântul lui. Și când el s-a oferit în, în, în Ioan 6 să fie uh, cine nu mănâncă trupul și sângele meu, el nu se referă la sângele lui și la uh, trupul său, cum oamenii cred, ci el se referă foarte clar și o zice el însăși. În unul din texte aici, în um, Ioan 6 Duhul, versetul 6 Duhul este acela care dă viață carnea nu folosește la mic cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață noi doar prin intrăm într-o relație cu Dumnezeu nu unul la unul ci doar prin cuvânt Orice relație între spirite este prin cuvânt. Și dacă înțelegem acest lucru, nu vrem, vrem, să îl avem pe Dumnezeu să ne posede sau Iisus să locuiască noi. Când Pavel zice Hristos în voi nădejdea slavei, el se referă la cuvântul care iese din Hristos, care Tatăl l-a făcut pentru noi. El trăiește în noi prin cuvânt. Iisus Hristos îl avea pe Tatăl prin cuvântul lui care a zis acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și aici zice, nu trebuie să mâncați pe mine. Sunt cuvintele mele care trebuie să le mâncați. Ele sunt pâinea și sângele. Ele sunt trupul și sângele meu. Dar așa cum oamenii de atunci n-au înțeles nici ăștia de astăzi nu înțeleg și vor să-L mănânce pe Dumnezeu, vor să-L mănânce pe Hristos. Când acest lucru nu se poate. Relația noastră cu Dumnezeu este prin credința în cuvântul Lui. Preluând cuvântul Lui, asta este Duh și este viață. Și dacă asta nu vrem să o luăm, atunci facem cum vrem noi. Că dacă suntem Dumnezeu, oricum noi știm cum este mai bine. Dar neglijăm realitatea. Nimeni nu este carnivor, să zic așa, nu ne mâncăm reciproc și nu ne mâncăm reciproc spiritul, că nu-l putem mânca, dar mâncăm informația. Ne spune cineva a iubit ceva și noi suntem pe deplin răvășiți. Dar el a spus doar ceva. A ieșit ceva doar din gura lui. Și eu, sau cel care este răvășit, o preia ca hrană. Și imediat acea hrană pe care el o percepe și o interpretează greșit, îl va distruge. Noi trăim din Cuvânt. Aici ne-a dat Cuvântul. Eu nu l-am văzut pe Hristos. Nu l-am văzut pe Dumnezeu în cu ochii mei, ca să-l să iau, să-l pun în mine, dar el mi-a dat cuvântul, cuvintele mele pe care vi le-am spus. Eu sunt Duh și viață, dar sunt unii din voi care nu cred, care nu cred. De aceea, în această luptă, este vorba de cine sunt eu. Dumnezeu vrea să-i dezvălie omului automăgirea interioară. Vrea ca să-l accepte viața nouă prin credință. El a inventat mântuirea, nu nimeni altul. El este alături de om în procesul de eliberare din inima lui de la auto la adevărul despre sine însuși. Satana vrea să-l împiedice pe om să-și recunoască starea. De aceea, să știți, discuțiile care le am cu frații mei de credință și cu alții care au așa o cunoștință biblică este mereu asupra ființei umane, că nu o cunoaștem, nu știm cum funcționează încrederea și credința, nu știm care este punctul vulnerabil în viața noastră pentru că nu ne cunoaștem și cel rău vrea cu orice preț să nu ne dăm seama ce gândim, cum gândim, de unde pleacă gândul nostru. Vrea să fim religioși, să citim texte biblice pe de rost, dar să nu ne recunoaștem ființa. Și atunci el știe sigur că nimeni nu-și va vedea problema. Cum am spus și data trecută, credem că boala este urmarea a căderii în păcat. Nu vedem că boala este o problemă a inimii noastre. Și atunci nu ne putem recunoaște starea. Și atunci nu ți poți recunoaște starea. Și dacă cineva și-a recunoscut starea, vrea să-l împiedice să accepte viața nouă prin credință. Face orice ca omul să fie, să se pună, să se axeze pe fapte, pe lucruri externe, să bea sucuri. Eu știu ce să facă, nu numai să nu ia prin credință cuvântul, viața lui Hristos. Și dacă cumva omul a acceptat viața nouă, el îl va continua să-l împiedice, să o continue. Deci el este la lucru, pentru că vrea pierzarea omului. Care sunt metodele care sunt acolo folosite? Dumnezeu face apel la rațiune pentru a-l convinge. Explică standardul, legea fundamentală. Aspectul imobil al ființei umane. Asta este lucrul cel mai vulnerabil. Noi, legea, dacă o știm, vom, va trebui să știm și aspectul imobil al ființei umane. Dacă ăsta nu este, ne este reper, nu avem cum să știm de ce are nevoie omul de mântuire. Nevoile sale absolute, că el trăiește din dragoste întâi și apoi din chimie. Și Dumnezeu folosește și utilizează consecințele autoamăgirii astfel încât aceasta să fie recunoscută. Ce face satana? El pune acces pe sentimente, pe experiențe subiective, miracole care ai trăit în viață și tu te vei baza pe aceste experiențe neștiind că poate el ți le-a dat și tu crezi că ești în adevăr pentru că ai trăit o experiență anumită. El învață pe oameni ordinea greșită a lucrurilor. Adică, pune lucrurile pe dos, cum am văzut. Dacă ai o boală fizică, el îți spune: Este fizicul problema și vrea să să folosești metode fizice de a-l vindeca. Nu vrea să știi că este interiorul tău. Este un caz, acum cunoscut, al meu, care, un frate care nu a acceptat ideea că el este acela care își face boala și acum are o boală terminală, cancer și nu este uh, mai, cred că e de vârsta mea sau chiar mai tânăr și el acum, văzând starea în care este, zice da, este un atac a satanei, sunt uh, înconjurat de cel rău și acum se, se luptă și a dat zvor în toată acum la cunoscuții lui și a zis că are mulți cunoscuți în Brazilia și ea tot se roagă ca să fie el vindecat și el își face ordine în viață, îi sună pe toți uh, unde le-a greșit și le mărturisește păcatul și crede prin aceasta că se va mântui. Eu n-am înțeles că nu te poți mântui prin mărturisirea păcatelor tale la pe, pe, pe aia pe care le-ai le -ai făcut rău. Pentru că ai făcut răul la din inima ta a înșelat. Și acum tu crezi că te scapi, că spui la toți și mărturisești și câteodată scoți niște lucruri care pe alții va împovăra? Și tu crezi că ești bine. Când eroarea este în inima ta, noi ne pocăim și vrem să schimbăm inima, nu faptele noastre. Noi nu am înțeles că mărturisirea are scopul de a rezolva inima și nu să le fi mărturisit și am scăpat. Sunt oameni care suferă foarte mult, foarte mult timp sub povara uh, uh, mușturării de conștiință și după aia când nu mai pot, se duc și se mărturisesc. E pur eroare. Pun acea greutate în viața celorlalți. Dar ei se, se liniștesc. Așa cred. Dar inima lor rămâne înșelată, pentru că n-au mărturisit păcatul, pentru că au învăzut înșelarea inimii, ci pentru ca să-și salveze sufletul. Și nu văd că ordinea este inversată. Nu vedem că problema noastră este în noi și trebuie să schimbăm o stare, o credință despre noi și nu o faptă. E cumplită eroarea. El ne distrage atenția de la elementele esențiale, adică le amestecă, pune esențialul la spate și neesențialul la început. Ai nevoie de ambele, dar schimbând ordinea nu mai funcționează nimic. Și apoi dacă el nu își găsește altfel calea, te va condiționa și te va constrânge, de a face binele cu forța și crede că aceasta este soluția. Care sunt condițiile pentru ca lupta să se încheie? Fiecare persoană înzestrată cu rațiune trebuie să recunoască adevărul despre sine într-o anumită măcur, măsură, numai Dumnezeu știe cât trebuie aceasta să fie ca să-l poate judeca pe om, cât lumină i-a dat. Toată lumea trebuie să aibă posibilitatea de a primi invitația la eliberare. Când fiecare om a luat decizia finală și este irreversibil să iasă din convingerea sa, atunci lupta s-a încheiat. Dar pentru ca acest lucru să aibă loc, Dumnezeu dă șansă celui rău să-și arate fața complet. Răul trebuie dezvăluit, el este învins prin dezvăluirea lui. Pentru aceasta, satana a primit oportunitatea să-l ucide pe Hristos și va primi oportunitatea de a conduce lumea într-o criză globală în care el se va face șef, adică pentru a-i forța pe toți oamenii să-i recunoască domnia prin acceptarea identității sale un număr sau semnul fiarei care îl va pune pe mâna dreaptă sau pe frunte. Deci, toți oamenii trebuie să fie forțați la această, uh, la această, uh, să se supună acestui semn. Cum? El va folosi o înșelăciune, pentru că el a lecrat întotdeauna cu înșelăciune. Nu există decât adevăr și minciună. Și nu există niciun rău care să nu vină din înșelăciune, din minciună. De aceea el folosește ideea bolii că ea este un rezultat al lucrurilor externe și folosește ideea mediului încurjător că el este o problemă pe care noi o stricăm și noi trebuie să-l salvăm și pentru aceasta trebuie cu toții să ne supunem anumitor legi. El construiește nenorocirile ca apoi să-ți ofere o alegere să le rezolvi. Că îți pune ție responsabilitatea în cărcă. Dumnezeu îi dă voi pentru că fiecare om trebuie să se decide ori pentru el, ori pentru cel rău. Va trebui să fie o claritate unde fiecare se decide. Aceasta va fi ultima criză pe care Dumnezeu a dus-o pe Pământ. În această criză devine în sfârșit clar de cine este legată inima. Și știm că există cele două prize, și ea, cele două prize, au e un element cu care funcționează. Prima din Dumnezeu funcționează cu iubire, cealaltă funcționează cu egoism. Minciuna ne leagă de priza în care egoismul este, să zic așa, regula de conducere. Și în adevăr, când ești copil Dumnezeu, te legi prin încredere și credință de Dumnezeu, iubirea va ieși din tine, pentru că de cine vești legat, aia se va vedea în viață. Și asta va fi sigilat prin sabat și celălalt prin duminică. Ele sunt doar pecetluiri externe pentru o stare internă. Încă o dată, să nu facem confuzia între dragoste și egoism. Dragostea are interes maxim pentru celălalt. Egoismul are interes maxim în celălalt pentru mine, pentru sine. Cum se știe acest lucru? Prin dominare, frică, constrângere, mânie, condiționare și așa mai departe. Când aceste lucruri ies din noi, noi suntem siguri în minciună și în egoism. Când avem interes maxim pentru celălalt, îi dăm libertate, îl respectăm și dacă ne face cel mai mare rău, pentru că suntem în adevăr că nu îl face nouă. Egoismul, care vine din eroare, încearcă să fie indiferent, să se detașeze de toți cei care nu îi se închină, care îi fac rău lui. Și astfel el este într-o înșelare puternică, pentru că el trăiește din oameni. Dragostea de origine divină. De aceea este de origine divină. Pentru că numai cineva care este independent poate să o producă. Și noi, dacă o, o luăm, vom avea la ieșire din canalul nostru independență. Vom putea iubi pe fiecare, pentru că nu folosim dragostea noastră ca să-i dăm celuilalt. Și putem să, să ne dăm și viața pentru el și, în același timp, îi dăm toată libertatea să facă răul și să ne facă și nouă rău acest lucru, niciun om care n-are priza legată de Dumnezeu poate să aibă. Pentru că această dragoste este doar în Dumnezeu. Cealaltă, egoismul este de origine umană sau diavolească, ea se va arăta în viața omului prin forță, prin forță la bine. Deci în ultima criză, acțiunile noastre vor dezvălui motivația noastră. Da, se va da pe față Cine suntem în inimă? Suntem în adevăr sau suntem în niciună? O dovadă fundamentală a egoismului inconștient este forța. Și ultima criză va folosi la maxim forța la bine. Vrem cu toții bine, le vrem să salvăm planeta, vrem să fim sănătoși. Pentru asta, toți trebuie să se alinieze, toți trebuie să fie sub aceeași lege, pentru că dacă unul nu face și el la fel, vom fi. Uh, vom, cum să zic, vom muri. Deci trebuie să-i forțăm pe toți la bine. Dictatura este constrângerea de a face binele, care se termină în violență, război, crimă și omor. Deci criza va dezvălui despre cine este vorba. Ce este în inimă? Va ieși afară, fără niciun fel de excuză. Și dacă în inimă este adevărul despre mine, că sunt copilul lui Dumnezeu, creatura lui, libertatea care este în iubire, va ieși afară. Așa cum Hristos a dat liber lui satana și oamenilor să-l bagiocorească, să-l bată, să-l chinuie în orice hal, doar, doar să-l facă să folosească forța. Dar iubirea nu folosește forța. Iubirea este liberă. Răul nu a putut în tot ăștia șase mii de ani și când a început în, în, în cer cu Lucifer, n-a putut să schimbe iubirea. N-a putut să schimbe pe Dumnezeu. Pentru că iubirea va triumfa, pentru că ea îngăduie răul. Și când răul este dezvăluit, el s-a și terminat, pentru că nu are cum să fie o nevoie a noastră. De aceea, răul va putea fi doar învins, cu binele. Isus Hristos a învins răul, lăsând toată forța răului să se împotrivească lui și lăsând libertatea să se întâmple. În cer. Biblia spune foarte clar: Cei care vor intra vor fi cei de pe Muntele Sionului. Și 144 de mii vor trece prin o experiență asemănătoare a lui Hristos pe cruce. Ei vor îngădui răul și prin aceasta vor dovedi că sunt buni. Apoi îți pași pe unul, apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuie de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic și glasul pe care l-am auzit era ca al celor care cânta la lăuta și cântau din lăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunei de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care, făcuseră, care fusese răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din Tirod, pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună. Căci sunt fără vină înaintea scaunului Domnului al lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu va dovedi, așa cum mielul pe cruce a dovedit și prin iubire a triumfat. Ei vor triumfa prin iubire. Noi vom câștiga biruința prin aceea că avem iubirea lui Dumnezeu și vom, vom da libertate celor răi să își bată joc de noi, să ne ia tot ce avem, să ne ia chiar și familia sau viața. Dar nu vom ridica o mână să ne apărăm. Vă fi ca mielul acela care este dus la tăiat, fără să murmure. Pentru că numai prin iubire se poate învinge răul. De aceea ei stau, pentru că minciună nu mai este în inima lor. Ei sunt în adevăr, pentru că toate vin din această înșelare de sine. Și la final, Biblia spune foarte clar, Că nimic întinat nu va intra în cetatea aceea. Vesetul 27 din Apocalipsa 21: Nimic întinat nu va, intrat, va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în Cartea Vieții melului. Aceasta este ceea ce este în interiorul nostru, care va ieși în afară și va fi vizibil. Și acum întrebarea se pune. Tu unde stai în această mare luptă? Te lupți cu exteriorul? Pui accent pe a ține niște lucruri externe care n-au nicio virtute în ele? Sau pui accentul pe schimbarea inimii, în care se va dovedi în criză? Că știți că atunci când nu e criză, fiecare poate să-și facă teoriile sale, să-și le pună la punct cum vrea el. Vreau să răsturmăcească Biblia și să facă cum crede el. Dar în criză, când e vorba de viață și de moarte, se duc teoriile. Și va ieși afară ce este noi. Or forța, ori libertatea. Ori suntem încă în minciună, ori suntem în adevăr. Dar aceasta este o stare internă. O, dacă am înțelege că lupta este în interiorul nostru și va trebui acolo să avem biruința schimbării stării. Eu vreau să nu mai înșel. Orice lucru care vine în exterior, vreau ca să răspund de aici, fiind băgat în priza Tatălui meu Ceresc, luând de acolo cuvântul său și trăind în iubirea sa, arătând dând libertate răului, să existe că eu sunt de origine divină, adică mă hrănesc din Dumnezeu, sunt născut din Dumnezeu. Nu sunt un pui de șarpe, cum ziceau Ioan, potezătorul fariseilor și cartodalor. Suntem copiii lui Dumnezeu. Alegerea este a noastră, este o alegere în în voința noastră. Trebuie să știm foarte clar ce vrem și cum să exercităm acea credință care să ne scoată din eroare, să ne aducă la adevăr. Dumnezeu să ne ajute, pentru că vrem să stăm cu mielul pe muntele Sionului, fără nicio miciună în viața noastră. Amin.